Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de frontieră Nădlac au depistat marți dimineața 16 februarie 15 migranți care încercau să treacă ilegal frontiera româno-ungară pe jos, cu intenția de a ajunge în spațiul Schengen. 14 bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 17 și 31 de ani au încercat să ajungă ilegal pe jos în Ungaria. Grupul de migranți, format din cetățeni turci, somalezi și srilankezi, a fost reținut de o patrulă a poliției de frontieră Nădlac la aproximativ 100 de metri de frontieră și a fost condus la sediul sectorului pentru cercetări. În cauză se efectuează cercetări. Polițiștii de frontieră întocmind celor 15 persoane acte de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale care se impun.